Bună ziua, verișor și verișoare! Astăzi mai mult povestim decât lucrăm. Ca și idee, ce am vrut să fac eu aici, o bluză de vară în culorile curcubeului. Modelul este chiar folosit în clipul cu modelul infinit pentru față de masă ovală, respectiv față de masă infinită, dar varianta pe rotund. Și aici, în imagine, am varianta ovală și am făcut-o cam de 85 de centimetri lungime. Am o repetiție de una, deci număr numai triunghiurile din mijloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asta e bucata din față. Și am lucrat, astea fiind romburile, 1, 2, 3, 4 rânduri de romburi întregi. Aici vine o jumătate numai. Și am făcut, bineînțeles, și un spate. Dar aici am făcut mai multe repetiții. Am făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dar nu mi-a plăcut pentru că mi a ieșit prea lung la un moment dat. Și în lățime am 1, 2, 3 rânduri de data asta de romburi. Și aici ceea ce mai am de adăugat e că în partea de sus, pentru că am văzut că la dimensiunile astea, la repetițiile astea, se face tot mai mare în partea de sus și am zis că asta o să fie spatele, bucata asta, și să am aici pentru gât în spate. Noi mergem circular cu modelul, bineînțeles. Aici am făcut doar piciorușe scurte în capătul feței de masă, cum ar veni, modelul de față de masă. Și avem doar două repetiții întregi de romburi. Și deci, dacă vedeți aici, că se vede și după culoare, aici, dacă am făcut modelul pe umeri, cum s-ar spune, și în laterale, l-am dus normal. Aici am făcut pe partea aia un capătul scurt al feței de masă, cum ar veni. Aici am făcut doar picioare scurte și aici am mers mai departe cu modelul, așa cum îi prezentat în clipurile respective. Doar piciorușe scurte, doar cu, adică astea sunt picioarele alea fără jeteu. Da? Și să vede cât de mult contează să lucrez astfel. Unde miruleta? Iar am lăsat-o aiurea. Aici am aproape 2 cm și atunci modelul în sine are aproape 5 cm. Deci cât de mult contează ce puncte folosim. Și dacă am făcut cele două fețe de masă, care una o să fie fața, una o să fie spatele, trebuie să-mi fac umeri sau ceva asemănător pentru umeri. Pentru asta am folosit varianta rotundă a modelului infinitului. De data asta doar o repetiție de model, doar un romb întreg avem aici. Și pentru spate am atașat 3 triunghiuri, da? Astea sunt cele 3 triunghiuri pentru spate și pentru față am prins 4. Poate că nu strica să fac și, și pentru spate tot 4. Aici am pentru gât 2 triunghiuri libere. Dar dacă tot am spațiul ăsta, o să completez cu croșeta, bineînțeles. Și acum nu știu ce să fac, să păstrez triunghiurile astea, să le fac întregi, dar o să, în loc de înmulțiri, o să fac scăderi. Deci dacă aici am avut de făcut, cum țineți minte modelul care l-ați făcut, aveam pe capete înmulțiri și în rest lucram picioarele așa cum veneau la mână. De data asta, primul și al doilea picior să le lucrez împreună, următoarele picioare să le lucrez așa cum vin și ultimele două iarăși să le scad. Nu știu încă ce să fac, mă mai
gândesc, dar până atunci, până ajungem la partea respectivă, am zis că vreau să facem împreună, să vă arăt în fața dumneavoastră. Am făcut încă un număr și urmează să mă prind de laterale, de față și de spate. Și o să fac ceva foarte simplist. În primul și în primul rând trebuie să întorc fața să fie păstă față și să vedem unde e capătul, unde prinde, unde e triunghiul de capăt. Ăsta e triunghiul de capăt. Da. După aceea, ce trebuie să fac? Încă sunt la bucata rotundă, mă duc cu picioare scurte până aici în primul picior. Și aici fac tot un picior scurt. Și la bucata cealaltă, colțul vine aici. Aici lateral la dreapta, aici e colțul. Bun, și am zis așa, față peste față, să-mi ascult și eu sfaturile. Asta e bucata din față. Îl așez frumușel. Mă uit și de la bucata asta la altă cum am prins-o. Vedeți că dacă ați prins o bucată într-un fel și cealaltă bucată, să o prindeți cam la fel. Și am așa. Am așa două triunghiuri care sunt apropiate și una separată. Am așa încetuc. Deci aici ai un triunghi separat, aici ați două la oaltă. Și aici trebuie să avem la fel. Ia uite așa, le potrivim. Și dacă nu se potrivesc, înseamnă că voi duce acest triunghi de pe partea rotundă cu picioarele alunecate ca să ne putem potrivi la model. Dacă deja ne-am potrivit, nu mai facem acest pas. Aici în mijloc o să fac picioare scurte și dacă avem 3 ochiuri de lanț, voi face 3 picioare scurte și acum începe distracția adevărată. Hai să dăm un pic imaginea mai mare. Așa. Și ați observat că am băgat deja croșeta acolo în primul picior și iau piciorul corespunzător din cealaltă bucată și plus minus. Cam o... Cine o să stea cu lupa pe lucru vostru ca să vă afle defecte, înseamnă că e o persoană nu tocmai normală la cap. Da, sunt care nu știu nici lucra și fac pe isteții și sunt ăștia care știu lucra, dar au o răutate sufletească imensă pe ei și nu știu cum să agheță un om. Aici fac doar picioare scurte. Aici am picioarele singure, o să fac un picior alunecat, din nou picioare scurte. Și de aici încolo, unde întâlnesc triunghi, din nou picior alunecat. Eu, pentru că așa m-am trezit de capul meu să unesc câte 4 triunghiuri, mă opresc când am 1, 2, 3, 4 triunghiuri unite pe laterală. Voi, dacă faceți altfel, ideea e că nu trebuie voi să faceți ca mine neapărat, și să vă faceți ce vă place. Să cam defocalizează dacă dau așa imaginea mare. De exemplu, aici, pe bucata din față, am 3 ochiuri de lanț, un picior mare, 3 ochiuri de lanț, aici doar 3 ochiuri de lanț, dar pentru asta o să fac așa, de început, 2 picioare scurte, da?
După care o să trec pe partea asta la altă și o să fac din nou două picioare scurte. Da? Să am pe partea asta practic patru picioare scurte. Și atunci o să prindă în mod egal și porțiunea asta din cealaltă bucată și continui cu unirea bucăților. Materialul folosit este identic cu cel prezentat în fețele de masă ale infinitului. La fel și croșeta. Să închid geamul pentru că au început mai ieștribeții să urle pe lângă scara blocului. Bun, verificăm. Prinderea e ok, îmi place. Acum mă duc roată cu picioare scurte pentru că trebuie să mergem la să unim spatele cu mâneca sau cu umărul, depinde, o să vedem cât de bine pică pe umăr și după aia ne pronunțăm ce mai lucrăm. Am ajuns la partea cealaltă, când trebuie să unim spatele de mânecă. Eu mi-am lăsat două pentru gât, trei pentru prindere. Punem din nou față peste față și să ne apucăm de treabă. Unde-i? Aici-i. Uite, de aici trebuie să mă apuc. Poate că începe să mă bată gândul că mai bine era dacă făceam și pentru față și pentru spate câte 4 triunghiuri. Că așa pentru spate 3, pentru față 4. Dar dacă îmi convine cum iese până acum bluza, când o să unesc la sub braț, mă pot eu întoarce să prind acolo încă un triunghi în plus, nu-i problemă, timpul nu este pierdut și nici nu o să stau să desfac bucata aia dacă e vorba de adăugat un triunghi. În deschiderea la gât am terminat de atașat umerii. Ce mai vreau să vă spun despre material, că la finalul, după ce o să termin lucrarea asta, o să pun cantitățile în descriere, pentru că încă nu se știe cât s-o consuma, dar să aveți în vedere faptul că am folosit două bucăți, pentru că vedeți și fața și spatele se începe cu roșu. Și la umeri am continuat să lucrez din aceeași bucată. Bun. Până am fost foarte mulțumită. Aici la spate totuși o să revin și o să prind ultimul triunghi, să fie și pe spate patru triunghiuri prinse și acum vreau să mă ocup de laterale, deci la partea de sub braț. Aici țin cont că îl voi uni, da? O să las încă două triunghiuri pentru deschiderea la sub braț. Chiar dacă nu se tare potrivește fața cu spatele, noi avem și oră de cântare între timp ce povestim. Deci două, așa, pătratul ăsta rămâne nefăcut, triunghiuri din nou. Nefăcute și cam la al patrulea triunghi distanță voi începe să mă prind cu ața, să prind laterala. Și aici, cum vă spuneam, o să fac cu croșeta o unire așa între bucățile astea două.
Și câte bucăți să mai lasă? Dacă am lăsat aici două pentru sub braț și patru pentru laterală, tot așa voi face și aici. Dar să nu uităm că trei bucățile să le așezăm față peste față. Și pun aici croșeta să-mi rămână de semn. Așa. Uite aici. Luăm și ața. Și fără atâta poveste, haideți să ne apucăm de treabă. O să folosesc doar picioare scurte. Trebuie să-mi iau inelul de croșetat, că nu pot. Și începem prinderile. Și ne întâlnim după ce am făcut cele patru triunghiuri prinse. După ce am făcut cele patru triunghiuri, întorc lucru pe față, verific dacă le-am unit cum trebuie, mie îmi place ce a ieșit și acum am întors pe față pentru că vreau să văd în ce direcție să o iau. Vreau în primul rând să unesc fața la al cincilea triunghi. Și după aia o să mă ocup de spate, unde am zis că o să unesc triunghiul al patrulea și o să fac închiderea aia frumoasă. Acum că stau și mă gândesc, s-ar putea să fi fost mai ok să fac 5 triunghiuri pentru umăr ca să le leg de față, respectiv de spate. Dar asta acum depinde și de dumneavoastră, că poate aveți un umăr mai înalt sau mai grosuț și poate ați fi avut nevoie de spațiu pentru că nu-ți convine să te sugrum la sub braț. Mă duc până la locul cu pricina cu picioare scurte. Aici unde am firul care s-a tăiat, o să încerc să îl bag în lucru. Uite aici așa, încep să trec peste el, să lucrez peste el. Bun, aici am avut trei ochiuri de lanț. Bun, și să vedem unde mai avem. Firul de lucru îmi vine de sub acum, dar nu e nicio problemă, că ne descurcăm. Deci mai am aici de făcut la un triunghi și ajung la triunghiurile pe care vreau să le unific. Să arate și cât de cât acceptabil. Uite așa. Bun. Și am ajuns, aici avem, o să fac trei ochiuri de lanț și aici ziceam, în primul și în al doilea voi avea o scădere, restul picioarelor le lucrez cum vin la mână. Opa, dar luăm toate firele. Bun. Și ultimele două picioare le lucrez împreună. Bun. Așa ceva, mă gândeam. Și sar. Iartă-mă că te-am zguduit. Sar direct la triunghiul din capăt. Dar acum chiar nu mă interesează câte picioare o să fac. Primul și ultimul. În primul și ultimul o să fac scădere, cum ar veni. Bun.
Bun, aici am scăderea. Acum să ne înțelegem, eu o să mă duc mai multe rânduri de acum înainte și în momentul în care o să rămân de o parte și de alta cu câte un picior, am închis mâneca. Aici mai departe eu mă duc roată și fac și pe spate la fel. Aici dacă am avut 5, 6 cu încă un picior, 7 puncte, dar o să fac numai 4 ochiuri de lanț sau 5 și aici voi face un picior scurt, dar aici nu mai scad, nu mai nimica, mă duc roată. Sau mai este o posibilitate. Fac 4 și mă prind aici în piciorul ăsta și lucrez mai departe cu picioare scurte. Deci nu e ceva că, vai Doamne, extraordinar îți sare în ochi sau te deranjează. Poți să faci aici ce vrei. Dumitale. Bineînțeles, asta e numai o idee. Eu parcă încep să mă hrănesc de model și parcă aș vrea să îl închei. Încă n-am ajuns pe laterala din spate, dar imediat ajungem. Țineți minte că să nu vă fie frică să experimentați. Viața asta a mea, eu am tot experimentat. Bun, am ajuns aici, trebuie să fac, am făcut așa un picior scurt și încă un ochi de lanț și cu piciorul ăsta l-ați văzut, l-am trecut direct și o să-l consider ca și cum ar fi scădere. Și în ultimul, scădere. Asta dacă vreți să fie spatele ca și față. Dar problema e că ăstea am zis că o să le unesc cu totul și atunci abia următorul triunghi o să fac scăderea aia în primul și al doilea picior și restul le lucrez. Da? Stați o secundă, că mi s-a răsucit materialul. Așa. Și atunci rămâne pe o altă dată să închid porțiunea asta. Așa. Și atunci am închis, practic, umărul cum trebuie și mă mai duc cu un rând de piciorușe aici și am închis cu totul. Am rupt tața și am terminat. Și pentru gât voi face în felul următor. Pentru gât, nici mai mult, nici mai puțin, o să lucrez foarte simplu. O să fac așa două ochiuri de lanț și tot în al doilea punct o să fac o jumătate de picior mare. Adică iei jeteu și treci ața prin toate buclele de pe croșetă. Da? Ai luat jeteu, ai băgat aici și tot așa. Un singur rând mie mi-ajunge. Dacă o să văd că mă strâng de gât, o să lucrez două picioare la rând, așa, cum vedeți, una după alta,
una pauză și după aia una, pardon, două, mă prostesc aici, adică, deci așa, două făcute, una pauză, două făcute, una pauză, așa mă refeream. Uite așa. Și probabil că așa îmi place mai mult cum arată. O să se mai strângă în jurul gâtului pentru că e destul de larg. Eu mai mult de atâta nu mai fac. Asta e o idee de gratis. Voi puteți să faceți altceva. Fiți curajoși și încercați absolut tot ce se poate încerca. O să apară la un moment dat când e gata poza pe YouTube, o să apară pe platformă, o să apară pe grup și dacă aveți ceva de zis, puteți spune acolo că văd că mă tot dezactivează și apoi tot reactivez comentariile de câte ori văd că mă stropșește. În partea de jos la pale, evident, o să fac ce am făcut și la gât, dar în fiecare punct în parte. Uite, aici e prinderea pentru lateral, o să încep de aici, o să mă duc roată, peste tot, până ajung înapoi de unde am pornit, cu jumătăți de picioare mari. Bine, cam prea mult am povestit, hai să mai lucrăm. Să aveți spor bun până data viitoare!